Ei, domnul Ghimpu, hai, ieși în fața jurnaliștilor și spune din înțeles și lucruri mari au făcut Alianța și mai ales Partidul nostru Liberal. Știi că îți găsesc unii care zic că da și-ați făcut, mă rog. O națiune pe care o reprezentați. O doamnă acolo, da și-ați făcut. Brava! Și amu, spune-le și-o făcut Alianța. Nu, domnul Ghimpu, mai gine și s-o făcut de la Independență în coace, înțelegi? Hai! Am cam întârziat, nu numai noi, toți încerc în acești ani de zile, de 22 de ani de independență, să avem noi acolo. Nu, domnul Ghimpu, nu-s 22, dar-s 21 de ani de independență, înțelegi? Ei, da, dar nu-i pe asta, domnule, nu-i pe asta. Toți încerc în acești ani de zile, de 22 de ani de independență, să avem noi acolo. Domnul Ghimpu, dar stai că numai 21 de ani de independență pentru greșelile Alianței, înțelegi, e puțin. Trebuie dispus că dacă Alianța nu a reușit niște chestii, înțelegi, apoi nu le-a reușit din cauza la criza economică și mai ales, să le zici, domnul Ghimpu, din cauza a rămășiților anului 1812-1940, înțelegi, și etc., și etc., și etc. Noi nu putem să ne dezvoltăm, să creștem când suntem înconjurați de o criză europeană, plus rămășițele, consecințele începând la 1912, 1940, 45, 2001, 2009, vedeți cât sunt. Oh, așa-i mult mai gine. Și amu, dă-i înțelegi cuvântul lui Șalaru. Poftim, domnul Anatol Șalaru, ministrul drumurilor și infrastructurii. Domnul Ghimpu, Șalaru nu-i ministrul drumurilor și infrastructurii, înțelegi, dar a infrastructurii drumurilor. Ei, da, las că nu-i pe asta. Poftim, domnul Anatol Șalaru, ministrul drumurilor și infrastructurii. Auzi, dar nu lăsa pe Șalaru să vorbească prea mult, mai vorbește-mă ta. Că miniștrii ăștia vorbesc, dar nu știi ce spun. Nu vezi și prostii țucul și celălalt Șalaru? Când a intrat noi CSI? În ce an? 91, ori 92? Ha? Din 92 până acum, câți ani? 20 de ani numai. Domnul Ghimpu, dați spun, nu-l asculta, mata, Șalaru, înțelegi? Mata doar știi mai ghini că am intrat în CSI nu în 1992, dar în 1994, înțelegi? Doar mata erai pe atunci deputat. Când a intrat noi în CSI? În ce an? 91, ori 92? Ha? Din 92 până acum, câți ani? 20 de ani numai. Domnul Ghimpu, și amu, zici ceva de ce și nu avem. Adică de agricultură, de industrie. Hai, dar nu pune accente, înțelegi? Zi, putem spune așa. Agricultura care face parte din economie și este o ramură importantă a noastră, fiindcă nu avem industrie. Putem spune așa? Așa, putem spune așa, dar putem să nu spunem așa. Dar mai gine, putem spune așa. Fiindcă nu avem industrie, putem spune așa. Ceva de prețuri? Spune că prețurile la noi sunt mai mari decât în Europa. Știm că la noi prețurile sunt mai mari decât în țările cu o economie dezvoltată și cu salarii mari. Nu, dar nu zic chiar așa, domnul Ghimpu. Oamenii te ascult și o spun, înțelegi, că voi ieși din Alianță, știți că prețurile sunt mari, dar nu puteți face nic. Zici, mă, ta, din păcate, ori, nu știu, asta este, zi, hai. Din păcate, asta este. Știm că la noi prețurile sunt mai mari decât în țările cu o economie dezvoltată și cu salarii mari. Oh, ia că așa e mult mai gine. Noi poate am vrea ca prețurile să fie mai mici, da, și-ți faci, asta este, din păcate. Brava! Foarte gine. Și amu, domnul Ghimpu, dacă de-am tot ai vorbit de reforme, trebuie să spui și de dragul cui să facă aceste reforme. Spune că ele se fac de dragul cetățanului, înțelegi? Dar iar, domnul Ghimpu, nu accentua tare, că oamenii chiar o să creadă că reformele se fac de dragul lor. Zici, mă, ta, cam așa, ne gândim și la cetățeni. Dar nu te grăghi. Așa, mai rar, mai încet, rar. Noi nu putem trece peste toate aceste lucruri. Așa, mai rar, mai încet. Dacă nu ne gândim și la cetățeni. Oh, foarte normal spus. Ne gândim și la cetățeni. Și amu, domnul Ghimpu, a venit momentul să spui principalul. Trebuie dispus că toate reformele pe care trebuie să le faci, înțelegi, vor avea un singur scop. Ridicarea nivelului de trai al cetățanului. Toate aceste reforme sunt necesare și benefici pentru cetățenii Republicii Moldova, care vor avea următorul efect. Reducerea nivelului de trai a cetățenilor. Văleu, nu, domnul Ghimpu, dar nu reducerea, dar ridicarea nivelului de trai. Că reducerea nivelului de trai au tot fost până amu. Mă, tăși, vrei să-i minoroșești pe oameni? Toate aceste reforme sunt necesare și benefici pentru cetățenii Republicii Moldova, care vor avea următorul efect. reducerea nivelului de trai a cetățenilor. Ei, ridicare, reducere, e tot acolo. Principalul, reforme să-ți facă domnul Ghimpu și să spună amuia la sfârșit. În general, ai vorbit ghini, dar ei mai făcut câte o greșeală. Dar știi de și? Pentru că mata, în loc să citești de pe hârtie, înțelegi, ei știi de pe și de pe iPad. Dar Ghimpu și iPad-ul, înțelegi, vorba mătale. E ca și cum un Mercedes ar merge cu motor de Zaporoșeț. Voi vreți ca Mercedes să meargă cu motor de Zaporoșeț. Mă scuzați, vă rog. Ei, și amu că la sfârșit poți înțelegi să le mulțumești jurnaliștilor. Noi vă mulțumim pentru ascultare și... Și noi îți mulțumim netale pentru vorbire. Da. Mulțumim.